Vasluienii spun că, deși este un lucru normal, în prezent e foarte greu de încheiat o căsătorie, motiv pentru care foarte mulți dintre tineri aleg varianta concubinajului. Este și normal ca să căsătorească, să-și întemeieze o familie, să aibă copii. Oricum, viața în doi e mai ușoară decât în unul. Spun unii că, din punct de vedere financiar, e mai dificil acum. Da, într-adevăr, de asta și pleacă tineretul peste hotare. Locuri de muncă lasă de dorit. E greu de trăit, mai ales în țară la noi, foarte greu de trăit. Doar care se duc în afară, vin aici în țară, strâng un bănuț acolo, vin aici, fac o leagă de nuntă, dar pleacă înapoi, dar nu predurează mult în ziua de azi căsătoriile. Nu. Faptul că e greu. Se divorțează ușor, plus de asta că mai bine trăiesc așa în concubinaj decât să facă căsătorii legale. Un minus pentru cei care vor să devină soț și soție este faptul că nu mai primesc cei 200 de euro promiși tinerilor aflați la prima căsătorie. Cu toate acestea, numărul celor care au spus da în fața stării civile în ultima perioadă a fost destul de mare. În decembrie 2013, în județul Vaslui s-a înregistrat un număr de căsătorii de 132, iar în ianuarie 2014 numărul lor a fost de 107. În timp ce unii abia au pus bazele unei familii, alții au decis să-i pună capăt. În ceea ce privește divorțurile, numărul lor a fost în ultima lună a anului precedent 60, iar în prima lună a anului 2014 18. Pentru cei mai mulți dintre tineri, varianta concubinajului rămâne soluția cea mai potrivită. Sunt convinși că un act de căsătorie nu i-ar putea ține legați mai mult decât o face dragostea, iar atunci când aceasta se sfârșește, nu le mai trebuie bani de divorț.